Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la vlogul Călătorește alături de Angie și Marius. Salutare, salutare și bine ne-am regăsit. Astăzi ne vom continua călătoria prin Ungaria la o nouă stațiune balneoclimaterică, o stațiune pe care sunt ferm convins că majoritatea din voi ați auzit de ea. Este chiar aproape de granița cu România și se numește cum altfel decât Gyula sau Jula. Vrem să vă mulțumim tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru și ați rămas alături de noi abonați la noul nostru canal. Acest canal în care, după cum știți, veți vedea lumea prin ochii noștri. Și nu uitați, când veniți la Gyula, să treceți prin acest frumos magazin Tesco, pe care la noi, din păcate, nu îl găsiți. Doar acela din față îl găsiți, Jisco. Destul de mare magazinul Tesco aici în Gyula. Un fel de mini mall. În Gyula există cartierul numit Orașul Mic Românesc sau Gyula Mică. Aici există singura biserică aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, care are hramul Sfintei Parascheva. Și vreau să vă spun că această biserică unică în Ungaria a fost construită din cărămidă între anii 1861 și 1864. Și din ce văd eu aici, scrie chiar în românește. Tot aici în Gyula există singurul liceu cu predare în limba română din Ungaria. Acest liceu se numește Nicolae Bălcescu și vreau să vă spun că toate orele de aici sunt predate în limba română, mai puțin orele de maghiară. Acest liceu a fost înființat în anul 1950. Am găsit un loc de parcare aici, aproape de cetatea din Gyula, și acolo undeva sunt băile cetății Gyula, băi cu ape termale, pentru care noi am venit aici. Această parcare se pare că este cuplată. Haideți să vedem cum se procedează și cam cât costă 4-5 ore cât avem de gând să stăm în băile termale. Deci, una peste alta, am plătit pentru
5 ore, 1570 de forinți, asta înseamnă exact 19 lei. 19 lei, 5 ore. Mândria orașului Gyula este această cetate care a fost construită în secolul XV. Iar dacă vă spunem și de cine a fost construită această cetate, nu o să vă vină să credeți. Dar haideți să vă spunem. A fost construită de Ianoș Corvin sau Ion Corvin, sau după cum îl știți voi mai bine, a fost construită de însuși Iancu de Hunedoara. Da, prieteni, această cetate din Gyula a fost construită de Iancu de Hunedoara. În anul 1566, această cetate a fost ocupată de turci. Timp de 129 de ani au stat turcii prin aceste locuri până au fost alungați. Și astfel în 1695 această cetate revine înapoi maghiarilor. Și vreau să vă spun că de atunci, în această cetate, a mai funcționat o fabrică de bere, ba chiar și o închisoare. Un bilet de intrare costă 2650 de forinți. Sau aproximativ 32 de lei. Aici se pare că este casa de bilete. Ca să intrăm în această cetate, o lăsăm pe altă dată, pentru că pe noi la această oră ne interesează în primul și în primul rând strandul termal. Așa o să avem ocazia să venim cu altă ocazie ca să vă prezentăm cetatea din Gyula. În județul Bichiș din Ungaria. Are o populație de aproximativ 35.000 de locuitori. Din cei 35.000 de locuitori, aproximativ 3.000 sunt vorbitori de limba română. Originea denumirii localității încă este disputată. Dar cea mai plauzibilă variantă ar fi aceea că un nobil cu numele Gyula ar fi ridicat
aici, pe aceste meleaguri, o mănăstire și practic de la el i s-ar trage numele orașului. Este singura cetate din Europa medievală care a rămas întreagă. Și vreau să vă spun că este construită în totalitate din cărămidă, în stilul gotic. Ca să aveți o idee de amplasarea acestei localități, ea se află în principiu între orașele Arad și Oradea, bineînțeles pe partea maghiară, iar de aici până la Arad ar fi 70 de kilometri, iar până la Oradea undeva la 75 de kilometri. Cel mai apropiat punct de trecere al frontierei cu România este Vama Vârșand. Și iată ne ajungi, dragi prieteni, în fața băilor cetății din Ghiula. Haideți să vedem cât costă un bilet. Și iată, prețul unui bilet este 3200 de forinți, adică aproximativ 38 de lei, dar din ce am înțeles, acest preț va fi modificat, bineînțeles, în plus, cât de curând. Am primit niște brățări pe care le atingem aici în fața turnicheților și vom trece spre vestiar. Așa arată vestiarele pe care le deschizi cu ceasul pe care ți-l dau la intrare. Și tot aici la vestiare, după ce te schimbi, poți să vii liniștit să îți usuci părul, pentru că este plin de uscătoare de păr. Se spune despre acest strand din Ghiula că este unul dintre cele mai frumoase stranduri dintre băile termale de aici, din Ungaria. Avem și un restaurant aici la etaj, unde meniul este în limba română, și avem supe, ciorbe, garnituri, murături, paste, tocană preparate din pește, fripturi preparate din pui și chiar desert. Iar oferta casei este pulpă de raț la 3190 de forinți. Acest strand are o suprafață de aproximativ 8,5 hectare. Iar așezarea optimă a bazinelor face posibil ca strandul să poată cuprinde până la 10.000 de persoane, bineînțeles, pe timpul verii.
În aceste băi ale cetății, apa termală cu conținut de clorid, hidrocarbonați alcalin, care izvorăște de la o adâncime de 2005 metri, având o temperatură de 72 de grade Celsius, a fost desemnată apă medicinală în mod oficial în anul 1968. În anul 2013 s-a deschis Aquapaluta sau Palatul Acvatic. Iar aici, dacă vreți să intrați, trebuie plătită o taxă suplimentară față de biletul de la strand. Încă nu am luat pentru astăzi bilet la Aquapaluta, pentru că o să venim aici cu altă ocazie. Apa termală din Ghiula a fost văzută prima dată la 17 septembrie 1958 de mulțimea de oameni care așteptau minunea. Și iată că minunea a venit. Ghiula are apă termală. Și o apă termală extraordinară care ajută la fel de fel de boli ale aparatului locomotor. Ajută la tratamentul de reabilitare postoperatorie și în urma accidentelor, de exemplu. Respectiv, pot fi folosite cu succes aceste ape împotriva bolilor ginecologice și a celor inflamatorii. Băile și-au deschis porțile la 1 mai 1959. Ajuns și la restaurant, pentru că ne-a luat o foame de lup după această baie termală. Eu mi-am comandat un gulaș, o supă gulaș mai precis, iar Angie un piept de pui la grătar cu ceva salată. Iar vreau să vă spun că aceste două meniuri, aceste două feluri de mâncare, au costat exact 65 de lei. Sărmâna pentru masă a fost foarte bună, dar acum la ieșirea din acest restaurant am văzut că puteam să gustăm și din pomana porcului. Caltaboș cârnat sau cartofi piure cu varză roșie. Poate, cu siguranță, tura viitoare. Ce îmi place totuși aici, la acești oameni, că se poate vorbi liniștit românește și la casa de bilete și la restaurant. Oamenii din această parte vorbesc cam toți românește. Seara se lasă încet, încet peste Ghiula,
Noi ne îndreptăm spre mașină pentru că în curând va expira timpul pentru parcare. Văd că sunt chiar pline parcările pe aici. Se vine la Ghiula pentru că aceste ape sunt cu adevărat benefice. Încheiem și noi aici acest vlog, nu înainte de a vă mulțumi încă o dată celor care v-ați abonat la canalul nostru. Mulțumim de asemenea și celor care se vor abona la canalul nostru, pentru că nu vă costă absolut nimic și o să vedeți lucruri foarte, foarte frumoase. O să urmeze în continuare vloguri, deocamdată vloguri de iarnă. Avem câte ceva în plan să mergem spre țări mai însorite, pentru că nouă ne place soarele cu adevărat. Dar până la vlogul viitor, eu, Marius, împreună cu Angie, vă dorim toate cele bune și nu uitați: călătorește, banii se întorc, timpul niciodată.